Doamnelor, domnilor, este duminică, ora 16, sunteți la Orizonturi de Credință, emisiune de educație și cultură spirituală. La Orizonturi de Credință învățăm ce trebuie să știm despre valorile și principiile împărăției lui Dumnezeu. Tema de discuție de astăzi este despre slujire și nu orice fel de slujire, ci una în echipă. Nu orice fel de echipă. Aici, de față, invitată pentru acest subiect, este familia Zaharia, formată din Magda și Nicu, cărora le spun bun venit pentru prima oară la Orizonturi de Credință. Bine v-am găsit! Interesantă tema de astăzi. Abordăm subiectul slujirii din punct de vedere a familiei. Să vedem câteva aspecte generale despre slujirea ca familie. Este unul dintre cele mai mari privilegii oferite de Dumnezeu să putem sluji în calitate de familie. Când slujește doar unul, este mai greu. Când sunt doi, se încurajează unul pe celălalt și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Deci eu consider că este un har oferit de Dumnezeu să poți sluji ca Dumnezeu, să ai aceeași viziune, să ai același scop, să ai aceeași țintă și să lupți pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Munca în echipă, în general, este mai ușoară și probabil și mai ușoară atunci când partenerul de echipă îți este și partener de viață, pentru că poți să împărtășești cu el tot ceea ce tu experimentezi și pentru că împărțiți împreună ceea ce experimentați. De ce ați ales câmpul de misiune, Nicu, pe tine te rog? Este o întrebare foarte bună. Sau cum ați ajuns în misiune? Da. Încă de mic aveam pe inimă să merg în misiune. Țin minte, când eram copil, mama mea ne citea nouă multe istorisiri despre misiune, cu misionari, cu ceea ce se întâmplă pe câmpul de misiune. Și încă de atunci Dumnezeu a pus dorință în inima mea ca într-o zi, când voi crește mare, să merg în misiune. Înainte să mă căsătoresc cu Magda, i-am spus această viziune, această dorință de a merge în misiune, iar ea mi-a răspuns că dacă Dumnezeu o va chema, va veni și ea cu mine în misiune. După ce ne-am căsătorit, am așteptat 4 ani până Dumnezeu a vorbit și Magdei și după ce Dumnezeu i-a vorbit, am decis să mergem pe câmpul de misiune. Uitasem să spun înainte să mă căsătoresc, pe când eram încă student, fusesem în India pentru o lună de zile, ca practică, împreună cu alți colegi de-ai mei de la ITP, și o parte din inima mea a rămas acolo, în India. După ce ne-am căsătorit, m-am rugat mult pentru misiune, m-am rugat ca Dumnezeu să ne deschidă ușile, ca Dumnezeu să-i vorbească Magdei, și după 4 ani, Magda a înțeles chemarea de la Dumnezeu să vină cu mine în misiune, și am decis să mergem acolo, în India. S-a întâmplat acest eveniment începând cu anul 2009. Deci să înțeleg că sunt undeva la 7-8 ani de când ați început misiunea, adică să fiți misionar în India. De ce ați ales India ca țară de misiune? Nu am avut în mod neapărat o chemare specială pentru India, adică nu am primit un vis sau o viziune, cum se întâmplă unor misionari, dar pentru că Nicu fusese acolo, pe termen scurt, în timpul practicii, când era la institut, și pentru că aveam deja câteva contacte, deja susțineam o familie de acolo și ne rugam pentru India oarecum, am zis, ok, hai să pornim de undeva, de unde știm și să vedem. Să înțeleg că deja erau oarecum create anumite legături. Da. Și nu era total necunoscut. Da, nu era necunoscut. Citeam, primeam scrisoare de informare a unor prieteni și citeam, dar era o lume, pentru noi părea o lume undeva la capătul imposibil de atins. Și am zis, mergem pe termen scurt să vedem, suntem convinși că Dumnezeu ne poate vorbi la fața locului. Și luăm o hotărâre în funcție de cum evoluează lucrurile acolo. Așadar, a fost o perioadă de încercare, o perioadă să vedeți dacă vă puteți acomoda și ați și rămas. Asta înseamnă că v-ați acomodat cu India. Da, am rămas. Prima dată am mers pentru 6 luni cu o renuire a vizei după 3 luni
Și a fost foarte greu, dar în perioada asta ne-am rugat și Dumnezeu a făcut anumite transformări în noi. Ne-a pregătit oarecum ca să rămânem acolo. Și bineînțeles, India este o țară la care, după ce mergi odată, îți rămâne în inimă. Și am știut la fața locului că acolo trebuie să ne întoarcem după cele 6 luni. Și aș mai adăuga că în primele luni a fost foarte greu, cu toate că eram la o familie de români și au încercat pe cât posibil să ne facă șederea acolo mai ușoară. Ne-au implicat în lucrările lor, ceea ce a contat foarte mult pentru noi, dar ca fiecare misionar este o perioadă de șoc cultural. Și îmi amintesc că am avut acea perioadă de șoc cultural, mai mult Magda în prima parte, în care totul a fost foarte diferit. Efectiv, oamenii se opreau pe stradă, se uitau la noi, pentru că nu erau obișnuiți cu oameni albi, se uitau la noi în ochi și de multe ori eram speriați, nu știam ce vor de la noi, credeam că vor să ne ia la bătaie, să ne întrebe ce căutăm acolo. Unii se opreau și vreau să-și facă poze cu noi, alții vorbeau în limba lor pe care pe atunci nu o cunoșteam. Și a fost foarte șocant pentru noi. Ne-a izbit mizeria de acolo, mirosurile de acolo, aglomerația de acolo. Pe stradă era plin de oameni, plin de mașini, de scutere, de motocicletă. Era total haotic, haos total. Și îmi amintesc, la început, era un lucru foarte greu să traversezi strada. La noi este așa de simplu, avem semafor, trecere de pietoni, acolo nu există așa ceva. În momentul în care treceam strada, trebuia să fim atenți din toate părțile, pentru că circulau oameni, mașini, motocicletă. Era efectiv un chin să treci strada. Să înțeleg că ei nu aveau o convenție legat de zonele pietonale, zonele de trecere pietonală? Nu, pe vremea aia nu exista așa ceva. Nici acum nu prea există, cu toate că puțin s-au mai modernizat. Dar ce am observat noi e ca și cum ai aduce niște oameni din junglă, îi pune în oraș, le-ai da motociclete, mașini și se comportă exact ca în junglă. Să înțeleg că America e mic copil pe lângă India și șocul cultural pe care îl resimți odată ce o vizitezi. Da. E o lume total diferită. Mi-am amintesc că după ce am venit prima dată, oamenii ne întrebau, dar cum e acolo, cum e acolo? Povestiți-ne. Nu existau cuvinte să descrii, numai imagini, le puteai, conform imaginilor, să le detalezi puțin și să le zici despre asta. Și când ați simțit cu adevărat că v-ați acomodat acelei zone și acelei culturi? După primele 3 luni, pentru că viza noastră se termina, primisem atunci o viză de turiști pe 3 luni, a trebuit să ieșim în Nepal să ne extindem viza încă 3 luni, pentru că asta a fost înțelegerea inițială. Și după primele 3 luni eu am început să mă rog. Am avut, a fost un șoc iarăși, pentru că la ambasada din Nepal, la Indiei, ni s-a spus că trebuie să stăm o lună afară și numai după aia să aplicăm din nou. Și a trebuit să stăm în decembrie în Nepal, unde era extraordinar de frig. Nu eram pregătiți să stăm 5 zile în afara Indiei. Nu ne luasem cu noi haine, nu ne luasem laptop, absolut nimic. A fost un șoc pentru noi și atunci am avut un moment în care am început să mă rog și am zis, ok, Doamne, dacă Tu nu-mi schimbi inima. Primele sentimente pe care le-am avut pentru acei oameni a fost eram foarte mânioasă, foarte nervoasă pe ei. Nu înțelegeam cum pot să trăiască în stilul ăla. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, ok, am înțeles și sunt convinsă că ne-ai chemat la misiune, am luat hotărârea asta împreună cu Tine, ne-ai confirmat-o, dar dacă Tu vrei ca noi să stăm aici, trebuie să schimb ceva în mine, trebuie să îmi vorbești, trebuie să mă ajut să iubesc, dacă vrei să stau aici, pentru că eu nu pot și nici nu vreau. La cum sunt oamenii, este foarte greu pentru mine. Și a urmat așa o lună, cred că Dumnezeu a făcut special legea aia nouă care s-a dat, că trebuie să stăm o lună în afara Indiei, pentru ca să-mi dea mie timpul ăla să procesez ce se întâmplă și să modifice în mine ceea ce trebuia modificat ca să pot să accept că voi locui în India pentru o perioadă. Și pur și simplu Dumnezeu a început să-mi arate. Sunt oameni care nu au avut, ei nici măcar nu știu că se poate mai bine, ca să poată compara și ca să poată să-și dorească mai bine. Și mi-am dat seama, într-adevăr, noi suntem binecuvântați, am avut ocazia să călătorim în lume, am avut ocazia să călătorim în țări mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate, să ne comparăm cu alții, să aspirăm la ceva mai bun, pentru că știm că există ceva mai bun. Ei nu au așa ceva. În special în statul în care am fost prima dată, unde a zis Nicu, unde erau prietenii noștri din România, este cel mai sărac stat din India. Și
Fiind cel mai sărac stat din India, oamenii nu erau obișnuiți nici cu turiști, cu oameni albi, cum zicea Nicu mai devreme, se opreau în fața noastră pe stradă și ne priveau, se opreau pur și simplu și se uitau la noi și noi nu știam de ce fac asta. Și fiind și cel mai sărac stat, subdezvoltat, mizerie peste tot, nicio regulă de circulație, pentru noi a fost un șoc și atunci am înțeles că trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne arate, dacă, Doamne, dacă Tu chiar vrei, arată-ne. Și atunci luna aia s-a produs transformarea și Dumnezeu a pus în inima noastră dragoste pentru ei și am știut că atâta vreme că Dumnezeu pune dragoste pentru ei, nu putem spune că am început să ne acomodăm, nu este un proces, nu te poți acomoda cu lucrurile respective, dar poți să trăiești din har și poți să ajungi să le ignori sau să le faci față mai ușor, mai cu ușurință, pentru că Dumnezeu te ajută. Și India nu este o țară creștină. Spun lucrul acesta datorită faptului că am conviețuit cu indieni, dar în România, indieni creștini, și am avut ocazia să discutăm câteva aspecte legate de credința lor, de ocultismul, de sincretismul religios de acolo. Chiar și zona Nepalului e o zonă cu accente foarte puternice din punct de vedere a ocultismului, așa că încerc oarecum să vă înțeleg ceea ce dumneavoastră tocmai ne spuneți. Cum ați reușit ca familie să aveți o singură viziune? Cum ați construit viziunea? Că vorbim de viziune, personal înțeleg să aducem împărăția lui Dumnezeu în locul în care suntem. Acum, bineînțeles, avem talente diferite, daruri diferite, lucruri diferite pe care ne axăm, însă ceea ce este important este să înțelegem că în familie, chiar dacă suntem diferiți, lucrăm pentru aceeași împărăția lui Dumnezeu. Și darurile soției mele nu mă încurcă, dimpotrivă mă ajută. Iar darurile mele nu o încurcă pe soția mea, dimpotrivă o ajută. Spre exemplu, în India, eu m-am ocupat mai mult de lucrarea de pastorație, de plantare de biserici, de învățătură, unde la școli biblice, în biserică și așa mai departe. Iar soția mea s-a ocupat mai mult de lucrarea de copii, de lucrarea cu femeile, pe care le-a început și le-a dezvoltat. Și să fiu mai specific, de fiecare dată când soția mea mergea într-un loc unde era lucrarea cu copiii, eu mergeam cu ea acolo să o susțin, să o protejez, să fiu cu ea. Pentru că India este o țară foarte periculoasă, o țară în care oamenii pot să fie răpiți, în care în special femeile pot să fie răpite, violate, bătute. De aceea alegeam de fiecare dată să merg cu ea, să o protejez, să fiu acolo pentru ea. Când eu aveam o lucrare de făcut, în special în zona în care locuiam, soția mea venea cu mine, se ruga pentru mine, mă însoțea acolo, era de partea mea. Când trebuia să călătoresc la sute de kilometri, să, de exemplu să predau la o școală biblică anumite cursuri, soția mea rămânea acasă. Dar de acolo de acasă se ruga pentru mine și mă susținea în ceea ce făceam. Sincer să fiu, nici eu nu aș fi vrut să vină cu mine în acele locuri. Multe locuri erau zone de risc, de aceea ea rămânea acasă și de multe ori stătea închisă în casă pentru a fi în siguranță. Este destul de complicat pentru o femeie în India să trăiască viața de zi cu zi din cauza pericolelor care sunt acolo. Dar, așa cum am spus, când înțelegem fiecare rolul în familie și înțelegem că Dumnezeu ne-a dat darurile pentru a ne completa, atunci putem să ne susținem, să ne ajutăm și lucrarea lui Dumnezeu crește. În locurile în care soția a început lucrări cu copiii, în cele din urmă părinții copiilor au vrut să fie învățați și ei. Și acolo mergeam și eu și ne rugam pentru oameni și învățam cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cred că fiecare dar pe care Dumnezeu îl lasă în familie este important. Și trebuie să înțelegem că nu este un dar mai important decât celălalt. Toate au locul lor ca un puzzle și când fiecare dar este la locul lui, toate lucrurile funcționează și vedem viziunea și lucrarea lui Dumnezeu ca pe un întreg. Să înțeleg că această experiență a Indiei v-a ajutat nu numai să vă descoperiți darurile, dar să și le puneți la comun și să conlucrați cu ele și să nu existe diferența că unul este mai uns, dați-mi voie să folosesc acest termen, care o ungere mai mare decât celălalt,
ci pur și simplu să vă respectați unul pe altul și să respectați ceea ce a pus Dumnezeu în fiecare din voi. E extrem de plăcut să aud aceste mărturii legate de protecție, unde a putut să vină soția noastră cu, să fie soția cu dumneavoastră sau când dumneavoastră ați sprijinit-o și ați fost cu ea, pentru că vă mărturisesc, eu locuiesc în București, iar aceste emisiuni fiind înregistrate la Baia Mare, eu călătoresc spre Baia Mare și mi-este mult, mult mai ușor atunci când o am și pe soția mea alături de mine să mă sprijine, să mă încurajeze, să pună o vorbă bună și să fie alături în slujirea pe care o practic. Când am, pot să zic, mie mi-a fost foarte ușor, pentru că atunci când Dumnezeu mi-a vorbit și am știut că trebuie să mergem pe câmpul de misiune, primul lucru pe care Dumnezeu mi l-a spus, eu trebuie să susțin pe Nicu să devine tot ceea ce Dumnezeu l-a creat să devină. Ăsta este rolul meu primordial. Și atunci automat Dumnezeu mi-a dus aminte că mi-a zis înainte să ne căsătorim că El are misiunea pe inimă și știe că Dumnezeu l-a chemat la misiune și la un moment dat va merge în misiune. Și atunci i-am zis, Doamne, ok, rolul meu este să-L susțin pe El, mă duc cu El acolo, dar eu ce voi face acolo? Că nu pot să stau numai în casă să gătesc. Și atunci Dumnezeu mi-a dus aminte de altă pasiune a mea, de a lucra cu copiii care sunt defavorizați. Și a zis, știi că în India sunt foarte mulți copii. Și într-adevăr, în momentul în care amândoi am prins și am înțeles că scopul nostru este să ducem împărăția lui Dumnezeu și să-L reprezentăm pe Dumnezeu așa cum este, acolo unde El ne-a trimis și ne-a știut ulterior că ne-a chemat, a fost foarte ușor, pentru că nu a fost vorba de competiție, nu a fost vorba de compromisuri, am înțeles, fiecare dintre noi are un rol și de la persoană la persoană sau în întâlniri mari cu grupuri mari de oameni cu care cărora transmitea mesajul lui Dumnezeu, acesta este scopul, să ducem împărăția lui Dumnezeu. Și atunci mi-a fost ușor să îl susțin pe Nicu, chiar dacă din punct de vedere uman e dificil să te gândești că pleacă o săptămână de acasă, tu ești acolo în India, într-o țară unde nu ai pe nimeni, îți faci tot felul de planuri, ok, ce se întâmplă, dacă e o urgență, dacă se întâmplă cu el ceva, tot felul de idei, cum îl poți aduce, dacă Doamne ferește. Deci tot felul deci de idei. Deci vigilența este cuvântul cheie. Da, da. Dar am înțeles, asta este chemarea, asta este scopul, să zicem, împărăția lui Dumnezeu și a fost ușor să ne completăm și să ne susținem unul pe altul în darurile care Dumnezeu le-a pus în noi. Minunat! Nicu, te-aș întreba pe tine cum putem să ne ajutăm partenerul ca să-și atingă potențialul maxim în ceea ce face. Cum spunea și cuvântul lui Dumnezeu, noi bărbații suntem datori să ne iubim soțiile, așa cum și-a iubit și Hristos biserica. Cred că cuvântul cheie este dragostea. În momentul în care ne iubim soțiile și ne sacrificăm cum Hristos s-a sacrificat pentru biserica, atunci soția se simte împlinită, se simte în siguranță, se simte nejudecată și știe că poate să crească. Poate să crească în darurile pe care Dumnezeu li le-a dat. Am întâlnit multe persoane care n-au curajul să își folosească darurile spirituale pentru că se simt judecată. Dacă greșesc, se simt judecată. Însă atunci când ne iubim și când ne susținem, atunci persoana de lângă noi poate să crească. Și nu doar poate să crească, cu siguranță va crește. Atunci când apreciem ceea ce soția noastră face pentru împărăția lui Dumnezeu, soția noastră va crește, va crește în darul pe care îl are și va atinge tot mai mult potențialul pe care îl are. De asemenea, este foarte important să înțelegem că darurile pe care soțiile noastre le au sunt daruri importante, sunt daruri date de Dumnezeu. Noi, ca bărbați, de multe ori ne gândim că ceea ce facem noi este cel mai important și ceea ce face soția poate nu este la fel de important. Dar adevărul este că tot ceea ce fac soțiile noastre este la fel de important ca și când facem noi. Cum spuneai mai înainte, legat de ungere, unii cred că sunt mai unși decât alții, Dumnezeu este Cel care dă ungerea și Dumnezeu vrea să dea ungere și peste bărbați și peste femei, și peste soț și peste soție. Și este datoria noastră ca soți, ca ungerea de peste soția noastră să crească. Și în momentul în care noi le încurajăm pe soțiile noastre, când eu încurajez pe Magda și merg cu ea și îi arăt că timpul meu, cu toate că este important, îl pun la dispoziția ei în momentul în care merge într-un sat și strânge acolo 100 de copii lângă ea pe care îi învață și eu sunt acolo, îi arăt că ceea ce ea face este important, este vital.
Cu toate că în timpul ăla, probabil că aș fi putut merge la o biserică să predic cuvântul lui Dumnezeu sau aș fi putut merge într-un grup în care să predic Evanghelia, dar am ales să nu fac lucrul acela, ci să merg cu ea. Și în momentul în care soția mea vede lucrul acesta, ea începe să-și atingă potențialul maxim. Ea vede valoare în ceea ce face. Noi îl reprezentăm pe Iisus Hristos și când noi dăm valoare celor de lângă noi, este ca și cum Hristos ar da valoare celor de lângă noi. Să renunți la ceea ce ai fi putut tu să faci în cazul tău, spuneai, de predicare a Evangheliei sau de predicare a Cuvântului Dumnezeu pentru a fi alături de soția ta și a o sprijini în slujirea ei, este un act de smerenie în același timp și un act de dragoste. Care sunt riscurile la care se expune o familie care slujește, în cazul vostru, în India? Acum am amintit mai înainte, India este o țară, se spune că este o țară liberă. Ei chiar spun că în India locuiesc în liniște hinduși, musulmani și creștini și toate celelalte religii. Dar când ești acolo, îți dai seama că lucrurile nu stau chiar așa. Mai nou, guvernul care este acolo la putere este un guvern foarte radical și poate ați văzut și la știri, puteți căuta și pe Google, pe internet. Foarte multe biserici au fost distruse, au fost arse, au fost sparte. Mulți pastori și-au pierdut viața, au fost omorâți, au fost bătuți. Deci riscurile în India, în momentul de față, sunt destul de mari. Ca și familie, este riscant de multe ori să mergi seara pe stradă. De aceea, cam toată activitatea din India trebuie să fie făcută ziua, nu noaptea. Pentru o femeie este și mai riscant. O femeie care este singură este în pericol la tot pasul. Să vă mai dau un exemplu. În India, tot la 30 de minute este violată o femeie. Și de cele mai multe ori, autoritățile închid ochii. Mulți misionari au fost bătuți în India, unii au fost chiar omorâți, mulți au fost trimiși acasă, pentru că India nu este o țară care îți poate da viză de misionar. Viza pentru India este fie de turist, fie de business, dar nici de cum de misionar. Iar în momentul în care autoritățile văd că tu faci misiune, nu turism, nu business, atunci te trimit acasă. Am avut prieteni chiar în orașul în care stăteam noi, nu doar o familie, ci mai mulți, care au primit scrisoare de la autorități în care li s-a cerut că în 24 de ore sau alții în 72 de ore să părăsească India. Chiar în momentul în care au părăsit India, la vamă, li s-a pus o ștampilă în pașaport în care, prin care li se interzicea să se mai întoarcă vreodată în India. Deci există o luptă acerbă împotriva creștinismului, împotriva... Ce face creștinismul? Împrăștie vestea cea bună. Da. Exact. Aduce împărăția lui Dumnezeu, valorile, principiile ei pe pământ. Uh-huh. Diavolul știe că odată ce omul intră sub principiile și valorile lui Dumnezeu și este născut de sus, adică din Dumnezeu și primește Duhul lui Dumnezeu, natural Duh Hristos, omul acela, să zic în ghilimele, este iluminat. Uh-huh. Primește lumină, primește învățătură, primește revelație. Se începe să nu îi mai placă stilul de viață pe care îl avea înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și aceasta este o pierdere pentru diavol. Uh-huh. Și diavolul știm că vrea să piardă cât mai multe suflete, pentru că el este un hoț, este un ucigaș. Dar nu vreau să-i fac reclamă la această masă, aici vorbim foarte clar despre puterea împărăției lui Dumnezeu. Ea este o împărăție care este biruitoare. Iisus Hristos l-a biruit pe Satan și dacă citim până la capăt Biblia, vedem că sfârșitul acestei lupte este în favoarea noastră, așa că noi trebuie să venim cu o atitudine de învingător și nu de învins. Cred că ați trăit momente foarte dificile acolo, dar cred că Dumnezeu este cu voi și în acele momente dificile, cred că Dumnezeu vă dă satisfacție și vă dă împlinire ca familie care slujește în India. Așa este.
Așa este. Evenimentele de evangelizare nu sunt unele underground, ascunse, ci sunt evenimente care se organizează și care te fac transparent, vizibil, ca să spun așa. Cum ați trecut peste aceste etape, având în vedere că ați povestit faptul că autoritățile sunt vehement împotriva Evangheliei, împotriva creștinismului? De fiecare dată când organizam evenimente de evangelizare, normal că trebuia făcute și invitații ca oamenii să vină și nu puteau făcute pe ascuns, de fiecare dată aveam emoții foarte mari și niște lupte interioare pe care nici nu, de multe ori nu poți să le exprimi verbal. Dar de multe ori ne rugam, ne puneam pe genunchi, ne rugam, ceream protecția lui Dumnezeu, ceream ca Dumnezeu să fie prezent acolo și asta ne dădea oricum puterea să mergem mai departe. Știm că Dumnezeu este cu noi și El este protecția noastră și am zis, chiar dacă ar fi să se întâmple ceva până la urmă, ăsta e scopul pentru care suntem acolo și mergem pentru scopul acesta. Îmi amintesc un eveniment mare de evangelizare pe care l-am organizat în orașul nostru. Au venit, în ultima seară, au venit 3.000 de oameni și tot timpul am stat așa cu emoții. De fiecare dată când trebuia să merg să urc pe scenă, să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, mă gândeam nu cumva să vină poliția să mă ridice, să mă ducă și ce o să se întâmple cu Magda, pe urmă să vină și după ea. Dar tot timpul ne rugam și ceream protecția lui Dumnezeu și chiar la acel eveniment am văzut mâna lui Dumnezeu așa foarte puternic. Bineînțeles că a fost un eveniment în aer liber și a trebuit să avem aprobare pentru aceasta. Iar biserica cu care am colaborat acolo a pus numele meu pe foaia care trebuia aprobată. Iar cei de la guvern, efectiv, au ștampilat și au semnat fără să observe că, de fapt, este un nume străin și era numele meu acolo. Fără nicio problemă, au semnat, au ștampilat și ne-au dat autorizația să ținem evenimentul respectiv. Ba mai mult, a fost și oameni din poliție prezenți acolo, și de la pompieri, și de la ambulanță, care au venit acolo să asigure că totul va fi în regulă și ei au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu le-a închis ochii și să nu vadă că suntem străini, ca nu cumva să ne trimit acasă. Iar în alte localități unde nu am avut autorizațiile respective, am avut întâlniri mai mici până la 600 de oameni, tot timpul aveam aceste emoții și aceste gânduri că oricând s-ar putea să vină, să ne ia, să ne trimit acasă. Dar Dumnezeu ne-a protejat, a fost de partea noastră și am văzut că El lucrează și dacă ai inima pusă la dispoziția Lui, El să înțeleg că luptă continuă cu frica de a nu fi prins, dar în același timp e un exercițiu continuu de credință că Dumnezeu este cu voi și încurajarea și îmbărbătarea, cred că e la ea acasă. Totuși, în acest scenariu, parcă desprins dintr-un film de acțiune, de aventură, care sunt satisfacțiile și beneficiile? Pentru că cu siguranță ele există. Te-aș întreba pe tine, Magda. Pot să spun că nu a existat nimic pentru mine care să îmi aducă o împlinire și o satisfacție mai mare decât atunci când investeam în India, în lucrarea din India. Chiar la început mi-am dat seama, după primele 6 luni, după ce am făcut o analiză, și ne gândeam, ok, mergem pe termen lung sau nu ne întoarcem. Mi-am dat seama că Dumnezeu a fost așa de bun cu noi. El, în primii ani, de că sunt cei 4 ani în care Nicu a așteptat după mine să mă hotărăsc, să-mi vorbească Domnul, pentru că a fost conștient că pentru a rezista în India ai nevoie de o chemare din partea Domnului. Altfel, e foarte dificil. Un soț sau o soție nu te poate ține acolo, dar dacă chemarea vine de la Domnul, atunci se va împlini. Și mi-am dat seama, Dumnezeu mi-a dat tot ceea ce, ca și cuplu tânăr care pornește la drum, fiecare are anumite visuri, își dorește să împlinească unele lucruri. Ne-am dorit să ne facem niște prieteni, familii tinere cu care să ne relaționăm aici în România, să ne realizăm din punct de vedere financiar, ba chiar slujeam amândoi în biserica în care eram în acel moment, eu eram implicată în lucrarea copiii, soțul era slujitor și Dumnezeu ne-a împlinit toate aceste dorințe, ca să zic așa, materiale, numai că a început un gol înăuntru nostru și ne-a dat seama că nu suntem împliniți, nu suntem creați pentru ceva mai mult de atât. Dumnezeu dorește mai mult de la noi. Practic așa a început căutarea pentru mine și
mi-am dat seama, Doamne, Tu ai fost bun, ne-ai împlinit toate dorințele, suntem bine, spiritual, financiar, dar ceva lipsește. Și când am ajuns în India și am început să slujim acelor copii, am zis, ok, asta e ceea ce trebuie să facem, să te chemați să investim în alții, să transformăm vieți, să ducem împărăția lui Dumnezeu. Și cea mai mare împlinire am simțit-o acolo. Și acum, când suntem în așteptare, inima mea este tot acolo, pentru că știu că aia este... Nu pot să nu remarc emoția din cuvintele noastre și ceea ce transmiteți este autentic, real și poate să fie simțit cu ușurință la această masă că Dumnezeu este cu voi și că v-a autorizat și v-a trimis acolo pentru că este voia Lui. Ok, să vedem ce se întâmplă acum în prezent cu familia Zaharia. Un moment deosebit și care mi-a dus împlinire a fost un moment în care am organizat un concurs pentru una dintre grupele cu copii cu care lucram și lucrul ăsta s-a întâmplat într-o perioadă în care mă întrebam, Doamne, oare contează ceea ce facem noi aici? India e o țară cu peste 1.200.000.000 de oameni. Noi lucrăm cu un grup, că nu poți să lucrezi cu mulți oameni. Și mă gândeam, oare are... Sau mai bine ne luăm bagajele și plecăm acasă. Și atunci am organizat un concurs în perioada aia cu copiii de la biserică. Le slujisem timp de 8 săptămâni. Făcusem cu ei lecții despre Iosif, în care am vrut să arăt Dumnezeu e bun, Dumnezeu protejează, Dumnezeu ne iubește și... are grijă de noi, indiferent unde ne-am aflat și toate lecțiile astea s-au decurs pe o perioadă de 8 săptămâni. La sfârșitul celor 8 săptămâni am organizat un concurs și am întrebat, ok, cine poate să îmi redea, conform unor imagini, povestea lui Iosif și învățăturile pe care le-am extras din asta. Și o fetiță mi-a răspuns și mi-a spus toată povestea, tot ceea ce eu le zisesem pe parcursul al 8 săptămâni, ea mi-a zis cu detalii. Cu cele mai mici detalii mi-a zis povestea și atunci Duhul Domnului m-a copășit și am simțit așa că, da, într-adevăr, Dumnezeu practic mi-a răspuns prin acea fetiță la întrebarea, la căutările mele, întrebările mele. Da, ceea ce semănăm acolo are valoare, este o sămânță care o aduce rod și este eficient. Este eficient, da. Vreau să completez tot legat de ce spunea Magda. În toată această perioadă, în lucrarea cu copii, eu mai mult am observat, ea mai mult a predat și i-a învățat. Am văzut pe parcursul anilor cum acești copii creșteau și rămâneau în biserică. Majoritatea copiilor erau dintr-un context hindus. Doar pentru că erau de lângă biserică, vecini, veneau la programele noastre. Și un alt lucru care aduce o împlinire foarte mare pentru noi este cu fiecare om care îl acceptă pe Iisus Hristos, cu fiecare om care își predă viața lui Iisus Hristos, cu fiecare om care vine la noi și spune mulțumesc că ai venit la noi și ni l-ai adus pe Iisus Hristos, mulțumesc că ne-ai adus pace, ne-ai adus eliberare. Bineînțeles, Hristos a adus lucrurile astea prin noi, dar prin faptul că am ales să fim acolo, să ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat harul să avem astfel de împliniri. Să vedem cum Dumnezeu a însoțit predicarea voastră, misiunea voastră acolo în India cu fapte, semne și minuni. Având în vedere că voi ca familie misionară ați dus acolo o doctrină, dar acei India are doctrina lor, da? Ei au un sincretism religios din câte știu eu, au mai mulți dumnezei, mai multe culturi, sunt foarte multe religii din câte știu eu, da. în India. Cum a însoțit predicarea voastră Dumnezeu și ce a făcut diferența față de celelalte doctrine și doctrine și religii? Da, în primul rând, noi când am ajuns acolo, am început să lucrăm cu o biserică care îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar noi credeam că suntem chemați acolo să îi învățăm pe ei, ceea ce știam noi. Și am mers cumva cu o abordare teologică, de învățare. Însă am văzut că lucrurile acestea nu funcționează. Indienii aveau nevoie să vadă puterea lui Dumnezeu. Nu doar slova, nu doar o teologie, nu doar o învățătură sau o doctrină. Și când am văzut că ei au nevoie de altceva, am stat înaintea lui Dumnezeu și am postit, ne-am rugat, am cerut lui Dumnezeu să ne descopere cum putem face ca cei oameni să fie atinși de puterea lui Dumnezeu. Erau bolnavi, erau oameni care n-aveau pace, oameni care n-aveau liniște, oameni care erau posedați de duhuri rele. Și am zis, Doamne, aici e nevoie de puterea Ta. Ce trebuie să facem? Cum trebuie să facem?
Și mi-amintesc că am luat un timp de post și rugăciune și am tot insistat înaintea lui Dumnezeu și ne-a rugat. Și Dumnezeu ne-a descoperit că puterea Lui este valabilă pentru noi. Trebuie doar să o punem în acțiune, să o punem în practică. Am cerut lui Dumnezeu să ne învețe cum funcționează, dacă pot să spun așa, cu vindecarea. Pentru că vrem să ne rugăm pentru oameni care să fie vindecați. Și am înțeles din Biblie, în primul rând, că Domnul Iisus Hristos și ucenicii nu s-au rugat pentru vindecare. Ei i-au vindecat pe cei bolnavi, au poruncit bolilor să plece, au declarat vindecare, au rostit vindecarea. Și am zis, asta este cheia, trebuie să facem la fel. Și mi-amintesc o duminică când m-am dus la biserică și am predicat despre vindecare. Și am zis, acum, pentru că puterea lui Dumnezeu este aici și Dumnezeu este același, El nu se schimbă. Asta a fost un verset cheie prin care Dumnezeu mi-a vorbit. El nu se schimbă, El este același, El era și în veci. Și am zis, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, El este prezent aici și El vrea să vă vindece. Și am chemat în față pe câțiva bolnavi, am pus mâna peste ei, am rostit vindecare peste ei și chiar și spre surpriza mea au fost vindecați. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, această experiență, să-mi dea curaj, să merg mai departe. Și astfel am început să punem mare accent pe puterea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru cei bolnavi, să ne rugăm pentru cei demonizați, să ne rugăm pentru cei care nu aveau pace și mărturile au început să curgă. Cum oamenii erau vindecați, primeau pace și poate vă gândiți de ce vorbești așa mult despre pace, că noi practic în România avem pace, mulți dintre noi, dar acolo oamenii sunt efectiv stresați și apăsați de diavolul și sunt speriați pentru că ei trebuie să slujească la peste 300 de milioane de zei și fac lucrul acesta din frică. Iar în momentul în care te rogi ca pacea lui Dumnezeu să vină peste ei și primești pace, ei se simt total altfel. De asemenea, am văzut oameni demonizați care au fost eliberați și au acceptat pe Iisus Hristos și acum îl urmează pe Iisus Hristos. De aceea credem că este esențial ca puterea lui Dumnezeu, semnele și minunile să însoțească Evanghelia. Această putere în numele lui Iisus Hristos nu este doar un simplu citat din Biblie, ci este adevărul că în Iisus Hristos, cel care a răstignit pe cruce boala, blestemul și prin rănile lui noi am fost vindecați, noi putem să pretindem prin jertfa lui Iisus Hristos ca boala de peste om, sărăcia, duhurile rele să plece afară din acei oameni și ei să fie eliberați de sub puterea întunericului și să vină la lumină în împărăția lui Dumnezeu. Este minunat și foarte încurajator faptul că ați povestit de acel exercițiu de credință chemând acei bolnavi în față și a fost credință de amândouă părțile. Așa este. Și de partea celor care au slujit și de partea celor care au fost slujiți. Și este uimitor cum Dumnezeu a lucrat și a văzut credința și s-au întâmplat acele minuni. Așa este. Prin jertfa lui la cruce, Domnul Iisus Hristos ne-a dat nouă copiilor lui, urmașilor lui, ne-a dat autoritate peste boli, peste lumea spirituală, peste demoni, peste tot ce este acolo. Dar noi trebuie să avem curaj. Ca Petru, când a ieșit din barcă, el a ales să coboare din barcă pe apă. A avut nevoie de curaj, de îndrăzneală. Și noi avem nevoie de curaj să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Vreau să mai adaug un lucru. Este o minune de la Dumnezeu faptul că dumneavoastră vă aflați acum în acest studio și împărtășiți cu noi această experiență a Indiei și cum a supraviețuit o familie de misionari din total altă cultură în cultura acea a ocultismului, a miilor de deități și influenței demonice care este peste acea zonă. Ce face în prezent familia Zaharia, Magda și Nicu? În prezent suntem în România. Inițial am luat un an sabatic după cei 7 ani de misiune în India, dar soția mea a rămas însărcinată, ceea ce este o minună. Acest copil a fost așteptat 12 ani și Dumnezeu a făcut ca acum să vină. Și pentru că Magda este însărcinată, am decis să stăm mai mult în România. Pentru că condițiile din India nu sunt tocmai bune, igiena din spital lasă de dorit
Și am zis că vom sta în România până ce acest copil se va naște și probabil va umbla în picioara. Dar pasiunea arde în continuare în inima, în inima noastră pentru acea țară, pentru acea da, zonă. Așa este. Cu fiecare loc în care slujești, iei o bucățică din inima ta și o investești acolo și rămâne acolo. De aceea inima noastră putem spune că o parte din ea a rămas în India. Dar momentan suntem în România și lucrăm aici. Suntem în Biserica Philadelphia, unde lucrăm ca pastor de misiune, la departamentul de misiune și vrem să dezvoltăm misiunea bisericii. Deja avem câteva uși deschise în Ucraina, în Moldova. Mergem acolo și îi ajutăm pe oamenii de acolo, bisericile de acolo să se dezvolte, să aducă împărăția lui Dumnezeu prin lucrarea pe care o fac acolo. Dar, bineînțeles, inima noastră, cum am spus, a rămas în India și va veni vremea când vom merge din nou acolo. Lucrarea pe care am început acolo nu s-a terminat și vrem să o continuăm. Magda, Nicu, Zaharie, familie de misionari care arde de pasiune pentru India, unde Dumnezeu vi s-a descoperit într-o formă supranaturală, prin fapte, semne și minuni și credința dumneavoastră a crescut. Suntem pe final de emisiune. Și nu înainte de a ne lua la revedere de la telespectatori, vreau să vă spun că această emisiune mea și acest dialog mi-a produs plăcere și bucurie și în același timp și credința mea a fost zidită. Și vă mai aștept și cu altă ocazie la Orizonturi de Credință, doamnelor, domnilor, emisiunea se încheie aici. Nu uitați că ne puteți contacta pe www.biserica.logos unde vă punem la dispoziție resurse special create pentru dumneavoastră. De asemenea, Facebook-ul găzduiește o pagină, Biserica Credinței Logos, acolo anunțăm evenimentele care urmează să se petreacă în viața bisericii. Orizonturi de Credință, duminica viitoare, la ora 16. Până atunci, vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!